Andrei, noi mâine ne vom vedea. Andrei s-a uitat la fata frumoasă care stătea în fața lui. De ce aceste fete bogate sunt atât de proaste? Cu ea nici nu ai despre ce discuta. Ne mai vorbind să discuți ceva mult mai serios decât timpul în Maldive în acest an. Stă și clipește cu ochii săi, de parcă dorește să-l hipnotizeze. Numai că nu va reuși nimic. Andrei deja de mult nu reacționează la asta. De mult au început să-l impresioneze păpușile artificiale moștenitoarele bogate și proaste care în sinea sa nu reprezintă nimic. În au doar bani, profit, căsnicie de conveniență și mai mult nimic. Andrei era moștenitorul unui stomatolog vestit, care deja de mult a devenit milionar. Tatăl lui, Vadim Serghivici, și-a câștigat averea cu greu și cu sârguință. El a jertfit totul ca să se întrețină pe sine și pe apropiații lui până la sfârșitul vieții. Chiar și cu căsnicia a jertfit. Cândva de mult, încă când el nu era atât de bogat, el s-a căsătorit cu mama lui Andrei și Alinei. Era o fată frumoasă, dar severă și iubitoare de libertate. Ea i-a născut lui Vadim Sergivici un fiu, dar apoi și o fică. Dar peste câțiva ani l-a lăsat singur cu copii pur și simplu a plecat într-o direcție necunoscută. Vadim Sergivici nu a început a o căuta. Dacă Elena a luat așa decizie, atunci el nu va putea face nimic. El singur și-a educat copii. Dar peste câțiva ani i-a venit o înștiințare că soția lui a decedat. S-a dovedit că a avut un mod de viață liber, a plecat în străinătate, dansa în baruri, se împerechea cu diferiți indivizi, dar apoi i s-a întâmplat o istorie neplăcută. Ea era implicată într-o ceartă, unde a fost împușcată. Iată, așa sfârșit. O viață scurtă, dar atât de furtunoasă, care s-a finisat atât de ridicol. Vadim Sergivici i-a dat copiilor săi tot ce e mai bun. El dorea ca fiul să continue afacerea lui. Andrei nu era împotrivă. După ce a absolvit Universitatea de Medicină, el a început a munci cu tatăl, devenind adjunctul lui. Alina la fel a absolvit Universitatea de Medicină, dar încă nu muncea. Ea dorea să se ocupe cu altceva, mult mai interesant pentru ea, dar nu să-și dedice viața medicinei. Vadim Sergivici nu era împotrivă. El îi oferea fiicei toată libertatea. Ea până și acum se bucură de viață și petrecea timpul așa cum îi plăcea. Nu numai istoria tristă a mamei și tatălui a lăsat urmă pe viața lui Andrei, încă fiind la școală, el profita de situația sa și se plimba cu cele mai frumoase și bogate fete. După ce a absolvit școala, pofta lui nu mai creștea. El schimba fetele ca pe mânuși și fiecare era mai frumoasă decât anterioară. Dar apoi, el a întâlnit-o pe Bela, fica unui antreprenor bogat, care avea o rețea de restaurante. Fata era foarte frumoasă. Andrei imediat s-a îndrăgostit în ea. Spre mirarea lui și admirația lui, Bela nu era numai frumoasă, dar și deșteaptă. Și ea l-a cucerit pe Andrei, care încă niciodată nu a întâlnit fete frumoase și deștepte printre moștenitoare bogate. Ei s-au întâlnit în jur de un an. Andrei deja a decis că se va căsători cu această fată minunată, însă a suferit o dezamăgire teribilă. El a văzut-o pe Bela în pat cu un sportiv. Ea se distra cu băiatul cât timp Andrei a fost la practică. El a venit cu câteva zile înainte, fără să o anunțe pe iubită, dorea să-i facă o surpriză. Bela era liniștită când i-a spus: Dar tu ce credeai că eu te voi aștepta până tu mereu te ocup cu studiile tale? Nu, dragule, eu vreau ca tu să fii ocupat cu mine. Eu n-am nevoie de medicina ta. Dacă tu ai ales ce e pentru tine mai scump, atunci îți urez succes. Dar eu alături de tine nu voi fi. Eu prea mult mă iubesc ca să fiu pe locul doi. Eu trebuie să fiu pe locul unu, dar nu profesia ta. Toate acestea ea îi spunea lui acoperindu-se cu plapuma. Umerii ei gol, nerăbdători, tremurau când ea îi spunea bărbatului opinia sa. Dar în dormitor, în acest timp, îl aștepta amantul, care o distra în absența lui Andrei. Băiatul nici nu a organizat scandal, inima lui pur și simplu s-a împietrit. Uitându-se la iubita sa, el a jurat că nicio fată nu va mai putea să se folosească de el. Niciodată și nimănui el nu îi va permite să-l folosească. Numai el se va folosi de toți. Din acel moment, Andrei nu avea încredere în nimeni. El avea multe fete, femei, căsătorite, libere, dar niciuna din ele nu putea să-i atingă inima. El le-a sedus, fermeca, le folosea, fără să se gândească că provoacă durere. Andrei, tu mă auzi. Andrei și-a revenit și a privit-o pe Eva. Tatăl atât de mult dorește să se cunoască cu ea și el a venit tatălui în întâmpinare. Dar de la început știa că din această idee nu va ieși nimic. Și nu a dat greș. Și asta nu-l fascina deloc. Deci se stăruia să-l impresioneze, arătându-și pieptul său artificial în această rochie minunată. Da, ne vom vedea. Numai că nu mâine, dar poi mâine. Mâine eu nu voi putea. Eu am pacienți până seara târziu. Gândind se puțin a răspuns băiatul. Eva a zâmbit. Și amuzant a clipit din ochi. Andrei abia s-a abținut ca să nu înceapă a râde. În ziua următoare Andrei a venit la muncă în clinică. De fiecare dată când el se apropia de această clădire frumoasă și modernă, el cu mândrie se gândea la ceea că tatăl lui a obținut totul singur. Vadim Sergivici era exemplu pentru fiul său. El avea trei clinici mari și bune în oraș. Da, să mergi pentru tratament în așa instituții nu era ieftin, dar calitatea serviciilor oferite era într-atât de înaltă, încât la ei veneau oameni din alte orașe. Și chiar și din alte țări. Vadim Sergivici avea mulți pacienți, care special veneau la el pentru tratament. Majoritatea erau ruși, dar erau și străini. Funcționa radiul stricat. Cineva cuiva i-a sfătuit, i-a spus prietenului sau prietenei, le-a povestit rudele. Foarte mulți pacienți ruși ce locuiau în străinătate, uneori își aduceau prietenii săi străini și apropiații. Andrei muncea pe rând în două clinici, Vadim Sergivici practic tot timpul se afla în a treia. Uneori, cu treburi intra în altele, dar se întâmpla rar. Stând în mașină, Andrei mult timp privea instituția, dar apoi a fost deranjat de un apel telefonic. Uitându-se la ecranul telefonului, Andrei a văzut că era ajutorul lui, asistenta medicală Sofia. Da, Sofia, ce s-a întâmplat? Andrei Vadimovici, dumneavoastră încă nu sunteți la locul de muncă, aici deja vă așteaptă prima pacientă. Mi-e frică că ea nu are dispoziție și să nu facă gălăgie, dacă veți întârzia. Ce să-i spun? Vocea Sofiei era puțin alarmată. Andrei a zâmbit. Sofia, apropiată de ea, zâmbește și spune că medicul va fi pe loc peste 30 de secunde. Eu deja cobor din mașină. Pregătește-mi cafeaua, te rog, până îmi voi schimba hainele. Bine, Andrei Vadimovici. Peste o oră, prima lui pacient a plecat cu dispoziție bună. Toți pacienții plecau de la Andrei cu dispoziție bună, îndeoseb femeile. Andrei putea fermeca și folosea asta fără remușcări de conștiință. Acum el avea o oră liberă. Pacientul lui a refuzat programarea, deoarece soția lui a fost internată. Andrei a chemat-o pe Sofia. Sofia, eu pentru mâine seara nu am pe nimeni programat. Căci eu am o întâlnire importantă. Eu am promis, dar permisiunea trebuie îndeplinită. Eu acuș voi merge și voi concretiza la Olesia, Andrei Vadimovici. Andrei a fluturat din cap. Nu, nu trebuie. Eu singură mă voi apropia de ea. Andrei a ieșit din cabinet și s-a îndreptat către administrator. Olesea văzându-le pe el a zâmbit. Olesea, draga mea, eu mâine seara sunt liber. Zâmbetul Olesei a devenit și mai larg. Da, Andrei Vadimovici. Dumneavoastră mâine seara sunteți liber. Aveți o pacientă la ora 12 și atât. Minunat! Eu sunt foarte bucuros. A răspuns Andrei zâmbind. Această fată era frumoasă și deșteaptă dar era atât de calculată, încât uneori Andrei avea impresia că ea privește oamenii apreciind doar starea portofelului lor, dar nu chipul sau caracterul. Ca bărbat, asta îl respingea. Dar ca pe om îl fascina așa încredere în sine și egoism. Olesia îi spunea ceva, dar el practic nu o asculta. El a prins o mișcare din partea stângă. Și ochii lui s-au fixat pe acțiune, ușa toaletei s-a deschis și de acolo a ieșit de ridicătoarea. Numai că nu era angajată lor, dar o fată necunoscută. Andrei nu a mai văzut-o niciodată. Fata era foarte slabă și părul ei împletit, era întunecat, aproape negru. Era îmbrăcată în uniformă de culoare verde. În clinica lor, această uniformă era purtată de toate asistentele medicale. Înseamnă ea lucra la ei numai că Andrei nu o cunoștea. Și dintr-o dată fata s-a întors cu fața spre el. Pentru o secundă, Andrei a încremenit. Ea era foarte frumoasă. El putea confirma că ea nu a făcut nimic cu fața ei. Ea de la natură avea aceste buze moi, sprâncene negre și accentuate și gene lungi. Dar ochii, ochii erau foarte irezistibili. Căprui aproape negri ei pătrundeau direct în suflet. Dar privirea ei nu exprima nimic. Probabil ea era pur și simplu proastă, dar lui Andrei i s-a părut că fata pur și simplu se controlează, stăruindu-se să reacționeze rece la tot. În clinică a intrat o pacientă cu copil, o fetiță mică. Când deridicatoarea a văzut copilul, colțurile zâmbetului ei puțin s-au ridicat și privirea s-a îmbălânzit. Dar ea imediat s-a luat în mâini și s-a întors iarăși a intrat în toaletă și atent închizând ușa după ea. Cine este? A întrebat Andrei pe Olesia. Administratoarea s-a încruntat, răsfoind agenda și apoi a spus. Cel mai probabil la Roman Sergivici au venit. Numai că ea de vreme a venit. El încă nu este la muncă. Tu despre cine vorbești? Cu nedumerire a întrebat Andrei. Olesia cu uimirea l-a privit, despre pacienta cu copilul de sigur. Dar dumneavoastră despre cine întrebați? Andrei a fluturat din mână. Nu eu despre deridicatoare. Cine este ea? Și el a dat din cap în direcția toaletei. A, ea este nouă. Ea abia a treia zi muncește. Tatăl dumneavoastră a trimis-o pe Violeta. Ea a petrecut recrutarea. Oare dumneavoastră nu ați văzut? Andrei a ridicat din numeri. Eu de obicei nu urmăresc de recrutare. De aceasta deocupă ocupă Violeta. Administratorul tatălui uneori venea la ei în clinică cu ordine de la șeful ei. Violeta deja de mulți ani muncește în clinică. Și ea putea decide orice problemă. Vadim Serghivici foarte mult o aprecia. Și prețuia așa angajat între atât încât îi achita salariul majorat, care nici de cum nu se potrivea cu salariul unui administrator simplu. Ușa toaletei iarăși s-a deschis. Deridicatoarea a ieșit de acolo cu două găleți și mop. Închizând atent ușa, ea s-a apropiat de administrator. Eu am făcut totul cum ați spus. La sfârșitul zilelor, iarăși să spăl toaleta. Sau deja mâine a întrebat deridicătoarea. ridicătoarea. O a strigat la deridicatoare, stăruindu-se să-i demonstreze lui Andrei că își îndeplinește obligațiile sale și urmărește curățenia din clinică. Tu ești de afară. Pacienții nu trebuie să te vadă aici. Numai în cazuri de urgență. Dacă trebuie să strângi vărsăturile sau încă altceva. De ce te-ai apropiat de mine? Toate întrebările se clarifică la telefon. Eu doar ți-am spus că în debara este un telefon. E special pentru ceea ca tu să mă poți suna, dar să te apropii în timpul zilei de muncă e interzis, numai să suni. Eu ori ți am spus că în toaletă intri la fiecare oră, verifici, speli, dezinfectezi. Eu am înțeles totul. Mă scuzați, mai mult nu se va repeta." Fata a devenit palidă, dar mimica feței nu s-a schimbat. Ea era liniștită, ea se ținea stabilă, în ciuda faptului că o lesea certată în fața șefului. Andrei o privea pe fată. Intuitiv, el simțea cum de ridicatoarea emană valuri de răutate. Asta foarte mult l-a uimit, deoarece fața ei era liniștită. Și exprima doar umilință. Așa răbdare de fier merită laudă. Tun general, poți să te saluți. În fața ta stă directorul Andrei Vadimovici dar tu așa te comporți. Deridicatoarea încet s-a întors și pentru o secundă, ochii ei s-au întâlnit cu ochii lui Andrei. Andrei s-a simțit straniu, dar deridicatoarea imediat a lăsat privire în podea. De aceea el nu a înțeles. Iertați-mă! Bună dimineața! S-a salutat ea cu el. Cu tine totul e clar. Mergi la muncă! Sever a spus Olesia. Deridicatoarea imediat a plecat. Andrei, uitându-se la spatele ei drept, a întrebat-o pe administrator. Cum se numește? Pe deridicatoare. Se pare că Iuliana. Da, Iuliana. Olesea mai dorea să spună ceva, dar dintr-o dată a sunat telefonul de serviciu al clinicii. Ea a ridicat receptorul și politicos s-a salutat. Iuliana. Încet a șoptit Andrei, îngândurat. El a primit toți pacienții, dar la finalul zilei de muncă, pe neașteptate, și-a amintit de deridicatoare. El i-a spus ajutorului său ca ea să o cheme să facă curat în birou. Eu acum o voi chema pe Lena. A răspuns Sofia. Nu, cheamă pe cea nouă. Pe Iuliana. Sofia, uimită, l-a privit pe șef, dar nu a spus nimic. Peste câteva minute în birou a intrat Iuliana. Uitându-se la Andrei, ea imediat a lăsat privirea. Iuliana, fă te rog curat în biroul meu. Fata uimită a ridicat sprâncenele. Dar. În cabinete face curat Lena, se pare. Acum tu mereu vei face curat la mine. Ei o voi anunța pe Olesia, nu-ți face griji. Lucrează. Eu până când voi ieși, nu te voi încurca. Andrei a ieșit din birou dar Iuliana cu uimire i-a privit urma. Peste câteva minute, ea s-a apucat de muncă. Andrei a spus Olesei că acum la el va face curat Iuliana. Administratorul la început nu a răspuns nimic, dar chipul ei a exprimat uimire. Ea niciodată nu l-a criticat pe șef, nu critica acțiunile și ordinile conducerii, dar acum, expresia feței lui, a pus-o pe gânduri. Olesea a tușit și a răspuns, această fată încă nu are experiență, ea nu se potrivește pentru această muncă. E de vreme să facă curat în birouri. Ea poate scăpa ceva sau să strice. Va fi mai bine dacă Lena va face curat în cabinetul dumneavoastră. Poate peste vreo câteva luni, Iuliana va putea îndeplini așa lucru. Propun să lăsăm totul așa cum este. Andrei s-a schimbat la față și sever a spus. Nu știam că dumneavoastră atât de bine vă descurcați în curățenie, Olesia. Poate pe dumneavoastră să vă numesc în această funcție responsabilă. Acum eu sunt sigur că o să vă descurcați. Cuvintele dumneavoastră m-au făcut să mă îndoiesc dacă ești la locul tău de muncă. Poate ar trebui să vă angajez pe dumneavoastră în funcția de deridicatoare. Olesia s-a înroșit. Încă niciodată șeful nu a vorbit cu Iana șaton. El mereu era foarte prietenos, și chiar puțin flirta cu ea. Dar acum, așa indignare, și totul din cauza unei deridicatoare. Mă scuzați că am avut dubii în acțiunile dumneavoastră. Asta mai mult nu se va repeta. Totul va fi cum spuneți. Eu îi voi spune Lenei că ea nu va mai face curat în biroul dumneavoastră. Totul va fi îndeplinit. Fața lui Andrei nu s-a îmbălânzit, el a privit-o pe Olesia cu o privire rece. Dar deja mult mai prietenos s-a spus. Da, spunei, și întocmește graficul de serviciu, te rog. Lasă din această zi, acum toate asistentele medicale, să spele toaletele pe rând. Cred că așa va fi mai corect. În clinica noastră, față de toți angajații, avem o atitudine la fel. Nu e adevărat, oare? Olesia a devenit palidă. Încă niciodată conducerea nu s-a implicat în organizarea graficului de muncă a angajaților junior al clinicii. De obicei, de asta se ocupa Olesia și Violeta. Ele procedeau așa cum le convenea. Pe șef îl aranja totul. Ce s-a schimbat acum? Olesia bălând a zâmbit, deși în interiorul ei făcea fiori un uracan. Cum spuneți, Andrei Vadimovici? Andrei a plecat, dar o prins prinsură pe Iuliana. Cu venirea acestei cățele, Andrei Vadimovici se comportă straniu. Se pare că ea este vinovată în ceea că șeful a început a schimba regulile. Dar bine, așteaptă. Eu încă o să-ți arăt cine a e principal. Scorpie mică. Încet a șoptit o gândindu-se la Iuliana. Din acea zi, regulile în clinică puțin s-au schimbat acum toate deridicătoarele pe rând se ocupat de menținerea curățeniei în toalete. Și pe nimeni nu aranja. Însă Olesia a explicat că după venirea noi angajate, conducerea a decis că așa va fi mereu. Pe secret, i a povestit ca cel mai probabil, asta Iuliana e vinovată în ceea că Andrei Vadimovici a schimbat regulile. Dar i-a avertizat pe toate că fata probabilă este pe plac. Și din acest motiv nu merită să-i organizeze scandal. Însă să-i organizeze boicot general, ele pot. Cine le va învinui în ceva serios dacă ele pur și simplu o vor ignora pe Iuliana? Nimeni. E chestia lor personală, cu cine să discute și cu cine nu. Această deridicatoare încă va afla cu cine s-a legat. Acum, în fiecare zi, Iuliana făcea curat în biroul lui Andrei Vadimovici. Ea nu înțelegea de ce s-au făcut așa schimbări. Spălau toaletele pe rând, dar mai cel mai mult o speria aceea că toți au încetat să mai discute cu ea. Vorbeau cu ea doar în privința lucrului. Și cu așa ton, de parcă a făcut o crimă cumplită. Ea nici de cum nu putea înțelege ce se întâmplă. Dar Iuliana s-a obișnuit să se considere deprisos. Așa că, cu timpul pur și simplu, a încetat să acorde la asta atenția mai ales că se întâmpla ceva mai uimitor, ce i-a atras atenția. Și acest ceva era Andrei Vadimovici. Iuliana a observat că atitudinea șefului față de ea e puțin stranie. El era mult mai politicos, mult zâmbea. Ea vedea cum el o privește când ea se ocupă cu lucrul său. Simțea că el special nu pleacă din birou ca să o urmărească. La început asta o îngrijora și chiar o speria, dar apoi ea s-a obișnuit. Ei au început a schimba fraze ce nu contau, și el chiar o făcea să zâmbească. Cu timpul, Iuliana a început a observa că privirea lui s-a schimbat. Ea a simțit un pericol. Și a înțeles că trebuie să se țină mai departe de Andrei. El a început uneori să o servească cu ceva gustos, ba cu o ciocolată, ba cu o cutie de bomboane, ba cu o cutie de cafea sau ceai. De fiecare dată era ceva nou. Iuliana mereu refuza, dar el o impunea să ia de la el toate cadourile. Andrei singur nu înțelegea ce se întâmplă cu el. Iuliana îl făcea să simtă sentimente stranii. El se opunea, dar era în zadar. El a fost atras de această fată. El mereu dorea să-i facă ceva plăcut ca ochii ei triști să se clipească de fericire. El vedea că ea era speriată de atenția lui, dar de fiecare dată observa o săcălipire în ochii ei și asta îi încălzea sufletul. Gheața ce i-a învelit inima a început treptat să se topească. Pavel, să mergem în clinică. Eu vreau să mă întâlnesc cu fratele. De mult nu l-am văzut. Da, Alina Vadimovna. Șoferul a pornit mașina și încet a pornit la drum. Alina și -a atingea părul cu degetele uitându-se pe geam. În ultimul timp, ei s-a făcut plictisitor. Ea așa și nu a decis cu ce vrea să se ocupe. Și încă ea dorea să vorbească cu Andrei. Poate el îi va sfătui ceva. Ajungând în clinică, Alina s-a apropiat de administrator. Olesia salut, dragă. Văzând fiica șefului, Olesia s-a bucurat. Ele erau într-o relație bună. Alina era exemplu pentru Olesia. Iată așa i-a dorea să fie, de succes, liberă, șomeră și bogată. Să se ocupe doar de sine, să se distreze, să se întâlnească cu prietenele, să meargă la întâlnire cu bărbați bogați care o vor înconjura cu cadouri, flori, briliante, numai pentru că le-a oferit atenția sa. Alina Vadimovna, cât de bucuroasă sunt să vă văd! De mult nu ați mai fost pe la noi! V-am dus foarte mult dorul! Alina a zâmbit. Sincer să spun, eu la fel. Eu am avut treburi, așa nimic serios, pur și simplu un alt admirator îmi ocupa tot timpul, dar apoi eu m-am plictisit de el. Și eu am scăpat de el. Acum eu iarăși sunt liberă. Olesia o privea cu invidie. Cât de mult norocare. Face doar ceea ce își dorește. Fratele meu e la el. El muncește sau este liber? Olesia a chicotit. Nu muncește, dar nu este liber. Ce înseamnă asta? S-a încruntat Alina. Olesia s-a uitat în jur. Prin apropiere nu era nimeni. Ea s-a plecat spre Alina. Acum ea îi va spune totul fiicei șefului. Iuliana va avea neplăceri. Olesia se va stărui ca anume așa să fie. Asta și înseamnă. Că Andrei Vadimovici are un hobby nou. În fiecare zi după ziua de muncă, el stă cu deridicatoarea noastră. Ea lucrează de puțin timp, dar aproape din prima zi a reușit să-l vrăgească pe stimatul nostru Andrei Vadimovici. Și a făcut asta atât de bine, încât eu nu mă îndoiesc că ea este un profesional. Nu știu cum reușește așa. Eu doar sunt o fată sinceră și modestă, și nici nu vreau să știu despre metodele ei, dar ceea că ea l-a vrăjit pe fratele dumneavoastră și unui prost îi este clar. El pur și simplu nu pleacă de lângă ea. Chiar mi-e frică să presupun ce va fi mai departe. Dacă această bestie vicleană plănuiește ceva serios, atunci trebuie să fim foarte atenți. Eu din acest motiv vă povestesc totul. După cum o lesea povestea toate detaliile, Alina se încrunta tot mai mult. Da, la timp a venit. Până când nu s-a întâmplat nimic fatal. Dar trebuie să ia măsuri de precauție asta îi mai rămânea de ridicatoare. O săracă vrea să-l vrăgească pe fratele ei. Asta niciodată nu se va întâmpla. Dacă tatăl nu controlează nimic, deoarece nu are timp, atunci Alina va lua asta în mâinile sale. Ea are de ajuns timp. Ea nu va răbda ca o nemernică să se simtă printre a lor. Numai ei au dreptul să decidă cine e vrednic, dar cine nu să intre în familia lor. Cum se numește? A întrebat Alina. Ea se numește Iuliana, numai vă rog, Alina Vadimovna, nu-i spuneți lui Andrei Vadimovici că eu v-am spus ceva. Eu din inițiative bune. Dar el nu va înțelege asta. El are altceva în minte. Dar eu am nevoie de serviciu. Alina s-a uitat în direcția biroului fratelui și a răspuns. Eu niciodată nu-mi deschid zoarele. Pe tine nimeni nu te va concedia. Asta e exclus. Așa lucrătorii încă trebuie să cauți. Bine, eu te-am auzit. Mulțumesc. Tu ai procedat foarte corect că mi-ai povestit totul. Eu merg la fratele meu. Ne vedem mai târziu. Alina a expirat și încet s-a îndreptat spre cabinetul lui Andrei. Gândindu-se la tot ce i-a povestit Olesia când i-a deschis ușa, primul lucru a acordat atenție la faptul cum se simte de în compania fratelui ei. Andrei zâmbea și ceva i povestea, dar i râdea de gluma lui. Între timp, Andrei mângâia de ridicatoarea pe umăr și fata a reacționat liniștit la asta. Da, ea era frumoasă. Asta nu puteam nega. Dar Alina știa ce se ascunde după această frumusețe. Și ea dorea să-i explice asta fratelui său, care a căzut în ghearele acestei bestiei vicleană. El doar singur de atât de multe ori vorbea că mai mult niciodată nu va pune frumusețea pe primul loc. El atât de multe fete a dezamăgit, considerând că bogăția și frumusețea nu poate merge în rând cu inteligența. El spunea că nicio fată nu o va putea minți. Si iată, poftim, această săracă a reușit să-l cucerească, dar și cu așa ușurință nimic. Acușalina va clarifica totul. Când perechea a observat că în birou nu sunt singuri, situația brusc s-a schimbat. Iuliana imediat s-a îndepărtat de Andrei și s-a înroșit. Andrei a devenit serios. Dar văzându-și sora a zâmbit. Ah, surioară, bucuros să te văd. Cu ce scop, dragă? De ce nu mai sunat? Alina a intrat în birou și s-a așezat în fotoliu. Ea îngândurată o privea doar pe Iuliana. Cu plăcere observând că ea s-a jenat de privirea ei. Așa am trecut pe alături. Am decis să te vizitez. De mult nu ne-am văzut, Andrei. Văd că la tine totul e minunat. Eu sunt foarte bucuroasă. Andrei a zâmbit și a privit-o pe deridicatoare. Da, nu mă plâng. La mine totul e bine. Dar tu cum? Alina tot o privea pe Iuliana. Da, chiar foarte frumoasă. Trebuie să iau măsuri. Căci va fi târziu. La mine totul e minunat. Alina deja a uitat că a dorit să vorbească cu fratele despre viața sa. Ea pe neașteptate s-a simțit foarte importantă. Ea a înțeles că acum soarta fratelui e în mâinile ei și ea trebuie să facă totul ce depinde de ea ca să alunge necazul care poate veni în familia lor. Poate tu mă vei aștepta în camera pentru o dihnă. Eu încă mai am ceva de făcut. Să termin unele treburi. I-a spus Andrei. Alina a observat că de ridicatoarea prea încet ștergea praful. Sau ea vrea să întindă timpul, sau ea pur și simplu este prea lentă. Uitându-se la frate, Alina a înțeles ce treburi are el. El încă mai dorea să discute cu deridicătoarea. Atunci Alina a spus: Eu vreau să discut cu tine. E foarte urgent. Și foarte important. Alina a privit-o pe deridicătoare cu o privire pătrunzătoare și cu aroganță a spus: Ești aici. Vei finisa când noi vom pleca. Repete. Andrei nu a reușit să spună ceva, și Iuliana a ieșit din birou. Andrei s-a încruntat și și-a pus mâinile pe piept. Alina, de ce ești atât de grosolană? Oare e bine așa? Pentru ce mă dai de rușine în fața angajaților? Tu singur de dai de rușine, Andrei. Cum te comporți? I-a strigat Alina. Andrei a ridicat sprânceana dându-i de înțeles că sora vorbește urât cu el. Alina s-a luat în mâini. Ea s-a ridicat și s-a apropiat de frate, dar apoi încet a spus. Andrei, fratele meu iubit, tu chiar nu înțelegi ce se întâmplă aici. Despre ce vorbește Alina? Sora cu reproș a fluturat din cap. Eu despre această fată, de ridicătoarea. Andrei a încetat să se încrunte și a zâmbit. El a respirat și bălând i-a răspuns surorii. Surioară, eu înțeleg cum arată asta, dar nu-ți face griji, totul este bine. Oare tu nu vezi că eu sunt fericit? Și într-adevăr e așa. Această fată îmi place foarte mult. Asta e cu totul altceva, nu e ceea ce a fost înainte. Eu sunt sigur în asta. Ea nu este la fel ca toate. Ea e din visul meu. Eu credeam că astfel de fete pur și simplu nu există dar m-am greșit. Și slava Domnului! Eu sunt foarte bucuros că m-am greșit. Alina speriată l-a privit pe frate. Andrei, tu ce nebunești! Această fată e deridicatoare. Ce te poate atrage la ea? Doar e săracă. Eu știu ce vor să obțină astfel de oameni. Ea arată bună, bălândă și naivă, dar de fapt totul nu este așa tu vei înțelege asta, dar va fi târziu. Ea încearcă să te vrăgească, frate, și eu văd că ea reușește bine. Tu deja ești la ea pe cârlic. Scapă de ea până nu e târziu. Vei ajunge la ea sub toc și vei face tot ce ea își dorește. Ea pur și simplu vrea să te însoare cu ea. Tu deja ai dormit cu ea. Tu te-ai protejat. Însă de ce întreb? E în zădar. Chiar și dacă te-ai protejat, ea va găsi o posibilitate să rămână însărcinată, și tu nu vei putea face nimic. Ea te va pune în fața alegerii, și tu vei fi nevoit să te căsătorești cu ea. Frățioare, tu ești prostuț! Nu m-am așteptat la așa ceva de la tine. Eu credeam că tu ești deștept, responsabil, și că în familia noastră doar eu sunt neresponsabilă, care nu știe ce-și dorește. Dar se dovedește că nu este așa. Tu m-ai întrecut. Alina a oftat și iarăși s-a așezat acoperindu-și fața cu mâinile. Andrei o privea pe soră, dar apoi s-a așezat alături. A luat mâna ei în palma sa. Alina, eu n-am dormit cu ea. Tu înțelege-mă, e cu totul altceva. Eu doar ți-am spus. Eu m-am îndrăgostit în ea. Îți spun sincer, eu i-am propus ei să meargă cu mine undeva, dar ea refuză. Bălând și liniștit, i-a spus Andrei. Aceasta, așa e tactica. Ea pur și simplu așa te atrage la ea, arătând că este așa de bună. Andrei a fluturat din cap. Nu, dragă, tu te greșești. Ea, într-adevăr, este o fată minunată. Cea mai minunată dintre toate pe care le-am întâlnit. Eu sunt sigur în asta. Și eu am de gând, și în continuare să comunic cu ea. Eu am intenții serioase. Înțelege-mă. Alina răutăcios a șoptit. Ea e de săracă, vulpe vicleană. Și tu vei înțelege asta, dar va fi prea târziu. Apoi nimeni nu te va putea ajuta. Tu foarte mult te vei frige, frățioare. Și în asta tu singur vei fi vinovat. Andrei a expirat și a lăsat mâna surorii. Pe tine nu te pot convinge. Ei bine, fiecare rămâne cu propria sa opinie. Vom vedea ce vei spune când te vei convinge că ai greșit. Chiar poate vei fi nevoită să-ți ceri iertare în fața mea. Pentru nimic? Asta nu va fi. Tu te vei scuza. A șoptit sora. Când Alina a ieșit din birou, Andrei mult timp se uita la ușă. De ce toți atât de mult doresc să le duce? Oare el singur nu poate decide cum să procedeze? Și ce să facă? Iată deștept s-au găsit. Alina s-a așezat în mașină și iritată i-a spus șoferului. Pavel, să mergem în grabă la tata în clinică. Foarte repede. Eu trebuie urgent să mă întâlnesc cu el. Pavel văzând furie pe chipul stăpânii lui, nu a spus nimic. Mașina s-a pornit atât de brusc încât s-a auzit șuieratul roților. Peste câteva secunde, automobilul era deja departe. Violeta a intrat în cabinetul lui Vadim Serghivici. Vadim Serghivici, fiica dumneavoastră a venit. Eu i-am spus că vă eliberați peste 20 de min, dar ea spune că e foarte urgent. Vadim Serghivici fără a lăsa pacientul a răspuns, Lasă să aștepte, eu mă voi elibera peste câteva minute. Deja aproape am terminat. Alina nerăbădătoare lovia cu piciorul în podea așteptându-le pe tata. Aceste câteva minute i s-a părut o veșnicie. Când el a intrat în camera lor personală de odihnă, ea imediat a început a vorbi. Tăticu, eu trebuie să-ți povestesc ceva foarte important. Andrei poate să ajungă într-o istorie neplăcută și noi suntem obligați să-l ajutăm. Vadim Sergivici s-a încruntat, dar a răspuns liniștit. Eu foarte atent te ascult, Alina. Tu trebuie să iei măsuri. Aceasta e obligația ta. Altfel Andrei va face așa că noi mult timp vom trebui corecta. Peste câteva zile, tatăl a venit în clinică la fiu. Când Olesia l-a văzut pe șef, ea a tresărit. Ea avea simț la certuri, după fața lui Vadim Serghivici, i-a înțeles că totul este serios. Dar șeful nu i-a spus nimic. Dar imediat a trecut la fiu în cabinet. Andrei în acel moment își finisase munca. Asistenta medicală strângea de pe masă. Andrei îndeplinea cartela electronică a pacientului. Peste zece minute, el dorea să cheme de ridicătoarea. El astăzi nu a văzut-o și i s-a făcut dor. Văzându-le pe tata, Andrei s-a uimit. Tata! Salut! S-a întâmplat ceva. Vadim Sergivici prietenos s-a zâmbit. Nu, fiule! Totul este minunat. Eu am o treabă serioasă față de tine. Se apropie o conferință serioasă în Europa. Eu am fost acolo de vreo câteva ori. Și acum eu vreau ca tu să mergi în locul meu. E timpul să te faci cunoscut și acum e timpul potrivit. Tu ești un specialist minunat. Tu trebuie să zbori la această conferință, deoarece e foarte important pentru cariera ta. Cândva tu vei fi nevoit să-ți asumi și responsabilitățile mele. Bine, Vadim Serghivici! Cum spui? Eu sunt gata să-mi îndeplinesc datoria de fiu. Andrei glumeț i-a răspuns tatălui și a zâmbit mult timp va dura această conferință. Sper că nu mai mult de două zile. Vadim Sergivici atent l-a privit pe fiu. Nu, Andrei. E o deplasare mult mai lungă. Tu vei fi acolo o săptămână. Dacă sunt pacienți care trebuie primiți urgent, atunci spunei Violetei. Dacă sunt din aceștia pe care îi poți amâna sau să-i transferi, atunci lasă-o lesia să se ocupe de asta biletul la avion deja este rezervat. Tu zbori mâine la ora 11 dimineața. Iartă-mă că atât de târziu îți spun despre asta, dar s-a produs o greșeală din cauza organizatorilor și nu m-au anunțat din timp de conferință. Bine că măcar astăzi m-au sunat. Ia legătura cu Violeta. Ea îți va spune totul în detalii. Dar Denis va aduce tot de ce e nevoie. Andrei s-a încruntat. Ce fel de urgență! Totul arăta neobișnuit. Tatăl mereu știe totul din timp. Dar acum află despre conferință în ultimul moment. Dar Andrei nu s-a obișnuit să-i contrazică tatălui. El foarte mult îl respecta. Din copilărie, Andrei mereu l-asculta pe tata. L-asculta, și fiind deja matur. Dacă tatăl îl ruga despre ceva, Andrei niciodată nu refuza, chiar și dacă nu-i plăcea ceva sau nu-i convenea. Așa erau principiile și regulile lui. Bine, tata! Eu voi merge acum acasă ca să mă adun lucrurile. Sper că va fi o deplasare de succes și reușită. Andrei a continuat să îi îndeplinească datele electronice în laptop, dar Vadim Serghivici a ieșit din cabinetul fiului și stând lângă ușa șoptit. Eu sunt sigur că va fi o călătorie foarte reușită. Altfel nici nu poate fi. El vreo câteva secunde a stat, dar apoi încrezut s-a îndreptat spre Olesia ca să-i ceară dosarul personal al deridicatoarei Iuliana. Peste opt zile, Andrei s-a întors de la conferință. El era puțin obosit. Diversi oameni ce vorbeau în diverse limbi, toate acestea l-au obosit pe Andrei și de știa bine limba engleză totuși trăia în Rusia și din neobișnuință era dificil tot timpul să vorbească în limba engleză și să asculte doar în engleză. La sfârșitul deplasării, el deja și se gândea în engleză. El considera că călătoria i-a fost de folos, totuși trebuie uneori să pleci în străinătate că să nu pierzi entuziasmul. Căci poate el va veni aici în timpul apropiat împreună cu Iuliana. Desigur când o va convinge că ei trebuie să fie împreună toate opt zile, Andrei mereu se gândea la ea. Și era foarte dor. Dar a mai înțeles că o iubește pe această fată deși între ei nu a fost nimic. Era atât de straniu și minunat. Andrei simte că și-a găsit omul, cel de care avea nevoie, și se gândea doar la ce acum să o facă pe Iuliana să creadă în asta. Să creadă în ceea că el are intenții serioase față de ea. El simțea că îi place ei, dar vedea cum ei îi frică să se apropie de el. Ea nu credea că el are sentimente față de ea, dar nu pur și simplu atracție. Probabil l-a început așa și a fost, dar apoi totul s-a schimbat. Andrei pur și simplu dorea să fie alături. Lui nu-i păsa că această fată este săracă, că ea e o simplă deridicătoare, că îl vor critica oamenii din jur, ce a vorbit sora lui despre ea lui nu-i păsa deoarece el știa că toate acestea nu are niciun sens. Pentru el conta numai ceea că el o iubește și el vrea ca ea să fie cu el. Însă, când Andrei a venit acasă, pe el îl aștepta o surpriză neplăcută. El a ieșit la serviciu în ziua următoare. Cu întoarcerea Andrei Vadimovici. Dumneavoastră astăzi ați venit de vreme. Primul pacient e programat la ora 9 dimineața dar acum e abia opt. Mimica feței Olesei era stranie când ea l-a salutat. Dar Andrei nu a acordat atenție la asta. El prea mult își dorea să o vadă pe Iuliana. Această oră, el dorea să o petreacă cu ea. Nu-i păsa ce se va gândi Olesia. El prea multe dorea să-i spună Iulianei. El are nevoie să discute. Și numai să încerce să nu fie de acord cu el această naivă care i-a cucerit inima. Spune Iulianei să intre la mine în birou. A spus Andrei și s-a îndreptat la el. Dar el a fost oprit de vocea Olesei. Îmi cer scuze, Andrei Vadimovici, dar Iuliana nu mai lucrează la noi. Andrei s-a oprit ca înrădăcinat. El încet s-a întors. Olesei a văzut fața lui palidă și șocată și a simțit o bucurie interioară. Ce înseamnă asta? Cum așa nu lucrează? De ce? La ea s-a întâmplat ceva. Olesia ginga și-a zâmbit și a răspuns spunând clar fiecare cuvânt. A fost concediată, acum o săptămână. Andrei s-a apropiat de recepție, a înconjurat-o și a plecându-se spre Olesia, sever severa întrebat. Cine a concediat-o? Olesia puțin s-a speriat. Și șocată a mormăit. Tatăl dumneavoastră. Ea a fost concediată de Vadim Sergivici. Andrei în jur de un minut atent o privea pe Olesia. I-a înghițit nodul din gât, dar îi era frică să mai spună ceva. În sfârșit Andrei a înțeles ce s-a întâmplat de fapt. Ah, Scorpia! Alina! A mormăit el și din toată forța a lovit cu pumnul în masă. Olesia din nesurprindere a tresărit și a holbat ochii uitându-se la Andrei. Dar el s-a întors și s-a grăbit spre ieșire. Când Olesea a înțeles că el pleacă, i-a strigat. Andrei Vadimovici, aveți un pacient la ora nouă. Eu plec. Eu am o întâlnire serioasă. Inventează ce dorești. Descurcă-te. Și asta face parte din obligațiile tale. A strigat el ieșind afară. Peste un timp, Andrei deja era la tata la muncă. El în a intrat în cabinetul lui la Vadim Sergivici stătea un pacient în fotoliu. Dar Andrei nu a acordat atenție. Eu trebuie urgent să discut cu tine, tata. Fiule, tu deja te-ai întors. Minunat. Numai că eu acum sunt ocupat. Așteaptă-mă în camera pentru odihnă. Eu vin de îndată ce mă eliberez. Nu, eu trebuie să vorbesc cu tine chiar acum. Discuția nu merită amânare. Vadim Serghivici, atent la privit pe fiu și severa răspuns. Așteaptă-mă în camera pentru odihnă. Eu mă eliberez peste jumătate de oră. Andrei mai dorea să adauge ceva, dar a tăcut. El a ieșit din birou și a trântit ușa așa încât pacientul din fotoliu a tresărit. Până Andrei l aștepta pe tata în camera pentru odihnă, el a inventat o mie de fraze pe care dorea să le spună peste 20 de minute a venit Vadim Sergivici. El liniștit a închis ușa după el și a spus fiului. Eu desigur înțeleg că tu ești fiul meu, dar tu nu ai dreptul să te comporți așa. Gândește-te ce faci. Tu ești om matur. Intri la mine în birou, speri pacientul, mă dai de rușine. Ce-ți permiți? Andrei a strigat. Cum ai îndrăznit să o concediezi pe Iuliana? Asta Alina ți-a spus despre ea diverse prostii. Eu sunt sigur că ea a făcut-o. Sunt sigur că ea. Vadim Sergivici s-a așezat pe canapia și l-a privit pe fiu. Ce vrei să auzi de la mine? Adevărul? Eu vreau să aud adevărul. Vadim Sergivici a expirat și a răspuns. Adevărul? Vrei să auzi adevărul? Ei bine. Vei auzi. Da, Alina mi-a povestit despre deridicatoare, și bine a făcut. Eu sunt tatăl tău, și tu nu ai dreptul să mă faci de rușine pe mine și pe toată familia noastră. Tu aproape te-ai legat cu această fată. Ea nu-ți se potrivește. Eu nu voi permite ca în familia noastră să fie săraci. Eu am concediat-o și nu mai mult niciodată nu o vei vedea. Andrei s-a apropiat de tata. Era foarte furios. Pumnii se strângeau. Dacă n-ar fi fost tatăl lui, el deja l-ar fi lovit pe această persoană. Cum îndrăznești să te implici în viața mea? Eu am avut intenții serioase față de această fată. Erau, sunt și vor fi. Tu nu vei schimba asta. Andrei, tu ce inventezi? Această fată s-a dovedit a fi atât de vicleană, încât aproape nu te-a mințit eu sunt foarte fericit că Alina la timp mi-a povestit totul. Și eu am reușit previn cazul. Și mai mult nu avem despre ce discuta. Andrei îl privea pe tata și nu putea crede că acest om l-a educat. Pentru ce procedezi așa cu mine? Eu o iubesc pe această fată, înțelegi. Dar tu te implici în viața mea. Ei deja sunt maturi, eu singur sunt în stare să decid cum să procedez nimeni nu are dreptul să se implice în viața mea. Nici tu și nici Alina. Tu ești fiul meu. Eu mă voi implica în viața ta până tu faci greșeli. Eu ți-am făcut cunoștință cu o fată uimitoare. Eva e dintr-o familie bună. Ea este fata potrivită pentru tine. Iată și fă dragoste cu ea. Dar această săracă nu ți se potrivește. Ea are doar un an minte. Dorea să facă parte din familia noastră. Dar tu i-ai căzut pe cârlic. Andrei abia acum a înțeles de ce tatăl l-a trimis la această conferință. El pur și simplu își dorea ca Andrei să fie mai departe. El a concediat-o pe Iuliana în absența lui ca Andrei să nu poată face nimic. Un plan bun. N-am ce spune. Dar Andrei nu bănuia nimic. La spatele lui, Alina și tatăl s-au înțeles și și-au făcut lucrul său negru. Dar a suferit Andrei și această fată săracă. Andrei nu vrea să lase totul așa. El trebuie să corecteze totul. Da, va trebui să meargă împotriva tatălui. Înseamnă că așa trebuie să fie. El trebuie să demonstreze că este matur, independent și singur poate lua decizii. Nimeni nu este în drept să-i dicteze cum să trăiască. Tu ai făcut o greșeală mare, tata. Eu nu voi lăsa așa. Eu voi corecta totul. Dacă mie pentru asta va trebui să încetez să comunic cu familia mea, atunci eu o voi face. Eu o iubesc pe această fată, eu vreau să fiu cu ea. Voi sta, nu o să schimbați și nu veți putea să mă încurcați. A spus Andrei. Vadim Sergivici a chicotit și a răspuns fiului. Noi asta încă vom vedea. Tu vei înțelege că noi am făcut toate acestea pentru tine. Când va veni timpul, eu nici nu voi cere scuze, îmi va fi de ajuns că tu vei recunoaște că am dreptate. Andrei s-a apropiat de tata și a spus. Asta niciodată nu se va întâmpla, deoarece eu știu că eu am dreptate. El a plecat. Vadim Sergivici încă vreo cinci minute stătea gândindu-se și uitându-se la ușă. El era sigur că a procedat corect. Dar fiul lui nu înțelege nimic. Nu-i nimic încă va înțelege când că a venit timpul. Andrei s-a întors în clinică și a încercat să o tachineze pe Olesia. Dacă tu nu-mi vei spune unde locuiește Iuliana, eu nu știu ce voi face cu tine. Eu. Eu nu știu. Iertați-mă, Andrei Vadimovici. Minți, eu știu că tu minți. Eu te rog. Tu trebuie să-mi spui unde locuiește. Eu nimănui nu-i voi spune că tu mi-ai spus. Nici tatăl, nici nimeni altcineva nu va afla nimic. Eu oricum voi afla unde locuiește ea. Numai că pentru asta voi avea nevoie de puțin mai mult timp, dacă tu nu-mi vei spune. Eu, într-adevăr, nu cunosc. Dosarul ei a fost luat de către Vadim Serghivici. Eu mă amintesc doar denumirea satului. Adresa nu mă amintesc. Pot spune denumirea satului. Mai mult nu vă pot ajuta cu nimic. Asta măcar era ceva. Andrei a mulțumit Olesei. El și-a strâns lucrurile și a plecat. A abandonat clinica, a abandonat pacienții și a abandonat familia. Vadim Sergivici era furios. Violeta revoltată nota toți pacienții pe care i-a abandonat Andrei. Nimeni nimic nu înțelegea. Vorbele despre ceea că Andrei Vadimovici a părăsit munca și a plecat s-au răspândit în doar câteva ore după plecarea lui. Dar nimeni nu știa adevărul. Nu știa ce s-a întâmplat de fapt. Alina îl suna pe frate, dar el nu-i răspundea. Ea dorea să discute cu el, să-i explice, dar apoi a înțeles că Andrei a blocat numărul. El mai mult nu dorea să comunice cu sora care l-a trădat. Alina era nedumerită. Într-adevăr, această fată atât de mult l-a vrăjit pe fratele ei. Andrei a găsit satul în care locuia Iuliana. I-a rămas să-i găsească adresa. Satul nu era mare și Andrei a decis să treacă pe la fiecare casă încercând să o caute pe fată. Așa și a făcut. Pe el îl priveau ca pe un nebun. Nimeni nu înțelegea de ce băiatul îmbrăcat bine, foarte decent și înțelept, caută o fată din sat. Andrei a avut noroc. El nu mult timp a căutat-o pe Iuliana. El a dat peste casa în care locuia prietena Iulianei și i-a spus adresa ei. Ea dorea să mai adauge ceva, dar Andrei deja nu asculta. El repede s-a așezat în mașină, a pus pe navigator adresa și a plecat. Peste zece minute el era pe loc. Și el a găsit-o. Și-a găsit iubita. Casa era destul de bătrânească. Ea avea nevoie de reparație. Curtea la fel era pustie. Era evident că în curte nu erau bărbați. Andrei s-a uitat în jur încercând să vadă dacă nu este câine în curte. Dar nu a văzut pe nimeni. Atunci a deschis poarta și a intrat în curte. În jur fugeau găini. Andrei aproape a călcat peste una din ele când i-a încercat să treacă pe lângă picioarele lui. El s-a apropiat de casă și adânc a expirat. Dar apoi a lovit în ușă. Un minut a fost liniște. Dar apoi s-au auzit pași. Ușa a fost deschisă de Juliana. Când ea l-a văzut pe Andrei, ochii ei larg s-au deschis. Andrei? Andrei Vadimovici, ce faceți aici? Iuliana, eu te caut pe tine. Eu regret că totul s-a întâmplat așa. Eu nu știam. Sincer, nu știam. Andrei Vadimovici, vă este interzis să vă aflați aici. Trebuie imediat să plecați. Eu voi avea neplăceri dacă cineva va afla că ați fost aici eu nu voi pleca până nu voi discuta cu tine. Iuliana Jalnic a spus. Vă rog, eu foarte mult vă rog. Plecați. Eu și așa am multe probleme din cauza dumneavoastră. Dacă tatăl dumneavoastră va afla că ați fost aici. Eu n-am nevoie de probleme, înțelegeți. Eu și așa am multe. Iuliana, ascultă-mă. Te rog. Eu trebuie să-ți explic totul mie deja mi-au explicat totul. Totul în detalii mi-au explicat. Clar a spus Iuliana. Judecând după tonul tău, nu ți-au explicat corect. Dar ce să mai explice? Dumneavoastră pur și simplu ați râs de mine. Și tatăl dumneavoastră așa și mi-a spus. Că lui s-a făcut milă de mine și din acest motiv am fost nevoită să plec. Tatăl meu. Tatălui era milă. Tu ai înțeles totul greșit, Iuliana. Nu ți-au explicat așa cum trebuie. Tatăl meu ți-a mințit. Eu n-am încercat să te mint. Și n-am încercat să te folosesc. Nu este adevărat. E minciună. Iuliana a încercat să închidă ușa, dar Andrei nu i-a permis să o facă. Tu nu te vei ascunde de mine până nu mă vei asculta. I-a spus el fetei. Andrei Vadimovici, eu foarte mult vă rog! Eu vă implor! Plecați, vă rog! Plecați! Ocupați-vă de viața dumneavoastră! Lăsați-mă în pace! Eu nu mai vreau să vă văd! Asta îmi provoacă durere! Cum nu înțelegeți că totul e din cauza dumneavoastră? Iuliana iarăși a încercat să închidă ușa. Dar Andrei cu forța a deschis-o și a intrat în casă. Fata a încercat să-l împingă, dar el a îmbrățișat-o. Iuliana a încercat să scape, dar nu a reușit nimic. Și ea a început a plânge și l-a îmbrățișat. Pentru ce mi-e toate acestea? Pentru ce? Oare puține încercări am avut în viață, încă și asta? A încercat să spună ea plângând. Andrei strâns o ținea pe Iuliana în brațe. Dar fata tot plângea, peste cinci minute, ea s-a calmat și ei stăteau în tăcere. Dar apoi Iuliana a șoptit. Pentru ce ai venit? Andrei Ginga și-a mângâiat-o pe spate. Deoarece te iubesc. A șoptit el. Iuliana nu i-a răspuns nimic. Ei au mai tăcut încă câteva minute, dar apoi Andrei a închis ușa. Fata s-a îndepărtat de el și l-a privit în ochi. Tu mă minți. Tu nu mă iubești. Tu ai inventat toate acestea. Tu special spui asta. Tu ai nevoie de ceva de la mine. Dar eu nu-ți pot da nimic. Eu n-am nimic. Tu vrei să dormi cu mine. Tu de asta ai nevoie. Nu, Iuliana. Eu am nevoie de tine. Eu te iubesc. Eu vreau ca tu să fii cu mine. Tatăl meu nu dorește ca noi să fim împreună. Eu i-am povestit totul surorii mele, dar sora i-a povestit tatălui. De aceea tatăl m-a trimis în deplasare, ca până nu voi fi să te concedieze pe tine. Eu nu știu ce ți-a spus, dar nu este adevărat. Eu i-am spus că te iubesc. Eu i-am recunoscut că vreau să fiu împreună cu tine. Dar el mi-a spus că nu va permite asta. Și eu am plecat ca să te caut și să-ți povestesc totul. Eu am nevoie de tine nu am nevoie de viață fără tine. Iuliana șocată o privea pe Andrei. Dar cum e posibil? E incredibil. Eu și tu. Mie de la început mi era frică să mă îndrăgostesc în tine. Totul nu a mers așa. Tu imediat mi-ai cucerit inima. Eu am rezistat din ultimele forțe, dar în zadar. Încet a spus Iuliana. Andrei iarăși a îmbrățișat-o pe fată, și ea a salipit de pieptul ei. Ei au stat așa timp de câteva minute. Dar apoi s-a auzit o voce de copil. Iuliana, cine este? Iuliana imediat s-a îndepărtat de Andrei. Băiatul cu uimire s-a uitat la fetița de vreo 11 ani care stătea alături. Tu cine ești? A întrebat-o el pe fetiță. Eu mă numesc Antonina. Aceasta e sora mea, a spus Iuliana. Dar părinții tăi unde sunt? Poate-mi faci cunoștință cu ei? A întrebat Andrei. Iuliana a fluturat din cap. Nu, nu-ți voi face cunoștință. Eu nu știu unde sunt. Ei ne-au abandonat. Ce s-a întâmplat cu voi? E o istorie lungă. Dar eu nu mă grăbesc. Eu am găsit ceea de ce am nevoie. A răspuns Andrei. Iuliana ușor a zâmbit și și-a șters lacrimile. Viața Iulianei și surorii ei, Antonina, a fost dificilă. Acum zece ani s-a întâmplat un necaz. În casă s-a întâmplat un incendiu. Casa a ars în totalmente. Iuliana, Antonina și părinții lor ca printr-o minune au rămas vii. Părinții lor nu erau ghinioniști. Se poate spune că Iuliana singură și-a crescut sora încă de la naștere, Antonina era în grija Iulianei. Părinții serveau alcool. În acel moment când s-a întâmplat incendiul, ei deja erau alcoolici. Din cauza lor și s-a produs acest necaz. După incendiu, copiii erau adăpostiți de vecină. Zinaidei Petrovna era milă de ele. În dimineața următoare, Iuliana a văzut că părinții au dispărut. Cum spuneau vecinii, ei n-au văzut această pereche stranie. Dimineața ei mergeau de mână în direcția trenului. Mai mult nimeni nu i-a văzut. Iuliana a înțeles că părinții le-au părăsit. În acel moment, ea avea 11 ani, dar Antonina 2 ani. Zinaida Petrovna nu a alungat copii. Ea a spus ca ele să o numească bunica și a rămas cu ea. Așa și trăiau la ea deja de 10 ani. Despre părinții săi, Iuliana mai mult nimic nu știa. Sunt vii, au decedat, nimic nu știa. În general, nici nu mai avea nicio semnificație. Iuliana nu mai avea nevoie de ei, Antonina nu-și amintește de ei. Iată, așa viața avem noi, a spus Iuliana uitându-se la Andrei. Fata considera că după povestirea ei, Andrei pur și simplu se va întoarce și va pleca. Ea chiar aștepta asta. Dar asta nu s-a întâmplat. Andreea Zâmbitle a luat-o pe fată de mână și a spus. Tu mai mult nu vei fi singură. Acum eu voi fi alături. Să mergem cu mine în oraș. Iau pe sora ta și să mergem. Iuliana a fluturat din cap. Nu, nu, eu nu vreau în oraș. Eu mai mult nu mă întorc acolo. Mi-e frică de tatăl tău. Și dacă va afla că ești aici, el doar mă va distruge. Eu nu pot, eu am soră. Eu trebuie să mă gândesc la ea. Atunci eu voi rămâne aici cu tine. A spus Andrei. Aici. Tu vei rămâne aici în sat. Cu uimire a întrebat Iuliana. Da, voi rămâne aici. Dar ce e straniu? Tu consideri că nu voi putea. Iuliana s-a încruntat. Tu probabil glumești. Viața de la țară și tu, sunt lucruri total opuse. Andrei puțin s-a încruntat. Tu te greșești. Eu îți voi demonstra că pot locui în sat. Unde e bunica ta, Zinaida Petrovna? Eu aș fi dorit să discut cu dumneai. Pentru ce să discuți cu ea? Speriată a întrebat Iuliana. Mie îmi trebuie să discut cu ea. Și atât. Mai mult nu trebuie să cunoști nimic. Unde e ea? Pur și simplu răspunde mi. Ea e în curte. După casă. Andrei, ce ai în gând? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Tu mi-ai întors toată viața invers. Nu pot să cred că tu ai venit aici. Spui că mă iubești. E imposibil. Cum așa persoană ca tine poate să iubească una astfel ca mine? Eu niciodată nu am întâlnit astfel ca tine. De aceea și m-am îndrăgostit. A spus Andrei și a ieșit din casă. Iuliana a văzut cum el a trecut pe lângă geam în direcția curții. Ea nu credea în cele întâmplate. Când Vadim Serghivici a povestit că Andrei dorea pur și simplu să se folosească de ea, era dureros. Da, Vadim Serghivici a concediat-o, dar dacă el n-ar fi făcut asta, Iuliana ar fi plecat singură. Ea s-a îndrăgostit de Andrei, dar îi era frică să-și recunoască în asta. Ea deja nu spera că îl va mai vedea vreodată. Toate cele întâmplate acum ei se părea ireale, de parcă ar fi un vis, cel mai minunat vis pe care l-a văzut vreodată. Peste vreo zece min, Iuliana a văzut cum Zinaida Petrovna și Andrei a trecut pe lângă geam. Ei s-au apropiat de poartă și Zinaida Petrovna i-a arătat ceva cu mâna lui Andrei. Andrei o ascultă atent și dedea din cap. Despre ce ei discută? A șoptit Iuliana. Zinaida Petrovna și Andrei încă vreo cinci minute au mai discutat ceva, dar apoi Andrei i-a întins bătrânei în mână. Ea cu zâmbet i-a strâns -o. Andrei a deschis poarta, a ieșit și s-a așezat în mașină. Iuliana dezamăgită a expirat. Iată gata! Acum și el va pleca și ea nu-l va mai vedea. Zinaida Petrovna a intrat în casă și a zâmbit fetei. Ce bărbat plăcut! Nici nu pot spune că este fiul milionarului. Despre ce ați discutat? A întrebat Iuliana. Zinaida Petrovna a chicotit. Tu nu-ți face griji, tu curând îl vei vedea. Poate mâine sau poi mâine. Dar el va veni. Mie mi-a plăcut de el. El e dispus decisiv. Mie îmi pare că el te iubește foarte mult, Iuliana. Din cauza lui ai suferit ultimul timp, da. Iuliana nu i-a răspuns nimic, dar s-a înroșit. Zinaida Petrovna, mulțumită, a dat din cap. Ei bine, pentru tine eu acum nu mai fac griji. La tine totul va fi bine. Andrei s-a întors în oraș ca să decidă câteva întrebări. El dorea să scoată banii de pe conturile sale, însă l-aștepta o dezamăgire. Contul care era deschis de tatăl lui și unde era cea mai mare parte din bani, era blocat. Era treaba tatălui. De pe contul său personal, Andrei putea extrage bani, dar nu era de ajuns ca să-și îndeplinească cele plănuite. Andrei s-a liniștit și a decis să vorbească iarăși cu tatăl. El dorea să explice cât de serioase sunt intențiile lui el a venit acasă. L-a găsit pe tata în birou cu un pahar de whisky. Când Vadim Sergivici l-a văzut pe fiu, el a chicotit. Ce deja te-ai întors? Repede te-ai descurcat. Andrei liniștit a răspuns. Tata, hai să discutăm. Eu nu vreau să mă cert. Nu vreau să rup toate legăturile cu familia, cu apropiații, dar tu trebuie să înțelegi că sunt dispus serios. Eu la fel sunt dispus serios, nici nu-ți imaginezi la cât de serios. Se contrazicea Vadim Serghivici. Tata, eu iubesc această fată. Și voi fi cu ea. Eu am decis totul. Tu nu mă vei putea convinge. Dar eu nici nu am în gând să te conving. A răspuns Vadim Serghivici. Tata, eu serios. Iuliana nu vrea să se întoarcă în oraș. Eu vreau să cumpăr o casă în sat. Și să încep o nouă viață. Tu trebuie să mă înțelegi. Să te înțeleg pe tine. Eu am mirosit atât de mult timp și forțe ca să vă fac bogați și fericiți, dar tu vrei să refuzi de toate acestea și eu trebuie să te înțeleg. Nu, eu nu te înțeleg." A strigat Vadim Sergivici. Eu nu vreau să refuz de toate, dar nu-mi lași nicio alegere, tata." eu vreau să-mi construiesc viața așa ca să fiu fericit. Tu nu-mi permiți asta să o fac. Tu vrei ca eu să trăiesc după regulile tale. Dar așa nu se poate. Nu este sincer. Eu vreau să-mi trăiesc propria viață. Nu este o joacă. A răspuns Andrei. Și brusc s-a auzit un sunet. Andrei a tresărit. Vadim Sergivici și-a aruncat paharul cu whisky în perete el s-a stricat în bucăți mici. Dacă tu consideri că eu te voi susține, atunci tu te greșești. Asta nu va fi. Eu sunt împotrivă ca tu să fii cu această fată. Și nu te voi ajuta. Eu ți-am blocat contul. Tu ai rămas fără bani. Tu nu vei putea să-ți cumperi casă. Tu nu vei putea să trăiești acolo. Tu ai crescut în alte condiții. Tu ești moștenitorul întregii averi. Moștenitorul meu. Tu vrei să lași totul de dragul acestei sărace. Minunat! Fă cum dorești. Eu niciodată nu voi primi această săracă în familia noastră. Nu va fi asta. Dacă vei lăsa totul și vei pleca la ea, atunci tu nu mai ești fiu. Fața lui Andrei s-a împietrit. El a înțeles că tatăl nu-l va susțin. Ei bine, înseamnă că el nu mai are tată. Bine. Cum spui? Înseamnă că acum eu sunt independent. Andrei s-a întors și s-a îndreptat spre ieșire. Tu vei regreta asta. Tu nu vei putea trăi acolo. Tu ești profesional. Specialist. Tu ai nevoie de serviciu. Tu mai mult nu poți face nimic. Numai să vindeci oameni. Cum vei trăi? Cum vei câștiga bani? Cum vei întreține această săracă? Peste câteva luni vei veni la mine în genunchi. Îți vei cere iertare. Iată vei vedea, așa va fi. Andrei s-a oprit lângă ușă, dar nici nu s-a întors spre tata. Aceasta nu se va întâmpla niciodată. Iată vei vedea. El a deschis ușa și a ieșit. Vadim Serghivici a acoperit fața cu mâinile și a strigat de neputință. Andrei s-a așezat în mașină, a luat telefonul și a format numărul celui mai bun prieten. De îndată ce în receptor s-a auzit o voce, el a spus. Sergiu, eu foarte mult am nevoie de ajutorul tău. Eu pot conta numai pe tine. Mai mult nimeni nu mă va ajuta. Peste două zile, Andrei s-a întors la Iuliana în sat. Fata a văzut cum automobilul lui s-a oprit pe acostament. Ea a ieșit din casă și s-a apropiat de poartă. Andrei s-a apropiat de ea și a spus: Eu am cumpărat o casă, peste trei case de aici. Eu vreau ca tu să te muți la mine. Acum eu sunt un locuitor din sat. Și nu un milionar. Și eu am nevoie de ajutorul tău. Eu nu știu ce să fac în continuare. Dar eu știu că am nevoie de tine. Mie îmi pare că dacă noi vom fi împreună, noi vom reuși totul. Tu ai cumpărat o casă. Eu nu mă pot muta. Noi cu tine suntem oameni străini. Eu te iubesc și vreau ca tu să te căsătorești cu mine. Atunci noi nu vom fi străini. A răspuns Andrei. Dar cum rămâne cu Zinaida Petrovna? Eu nu pot să o las. Noi atât de mulți ani locuim cu ea. Ea este singură. Andrei a ridicat din numeri. Ea nu va fi singură. Noi doar suntem alături. Noi o vom ajuta. Tu mă vei învăța. Eu pot numai vindeca oameni. Eu sunt stomatolog. Eu nu cunosc ce înseamnă viața de sat. Și foarte mult sper că tu îmi vei povesti despre toate. Iuliana uimită a fluturat din cap. Tu ești nebun. Andrei a zâmbit. Tot ce e posibil. Însă acum mă simt fericit ca niciodată, de parcă până acum nici nu am trăit. Poate eu nu mai încep a trăi. Pe mine asta mă sperie, dar îmi place. Și cred că noi vom reuși totul. Nu mai fi lângă mine. De unul singur nu mă descurc. Iuliana a zâmbit, dar a tăcut. Iuliana și Antonina s-au mutat la Andrei. Prietenul lui Andrei i-a împrumutat suma ce nu-i ajungea. Andrei a reușit să cumpere o casă. Casa era în stare bună. Iuliana a spus că casa de mult se vindea, dar pentru locuitorii satului, suma era prea mare. Înainte aici locuia o familie de la Nord. Ei au cumpărat această casă și o foloseau ca vilă dar eu n-au mai avut nevoie de casă și ei l-au scos în vânzare. Acum în această casă locuiau Andrei, Iuliana și Antonina. Peste o lună, Iuliana și Andrei s-au căsătorit. Nuntă nu a fost. A fost doar o ceremonie familială la care erau prezenți Andrei, Iuliana, Antonina și Zinaida Petrovna. Andrei era fericit. Iubita lui era cu el. El învăța despre viața de la sat. La început ei și-au luat căini, apoi porci, apoi o vacă. Andrei nu putea nimic. Dar a făcut cunoștință cu vecinii. Eugenia și Ion au fost vecini buni. Ei erau puțin mai mari decât Andrei. Și foarte mult se uimeau că Andrei a schimbat viața din oraș, pe cea din sat. Ei foarte mult îi ajutau pe Andrei și Iuliana. Ion e povestea lui Andrei cum să se adreseze cu purcei, cum să aibă grijă de vacă. Cum să se comporte cu găinile. Eugenia e povestea Iulianei secretele sale feminine. Cum să facă ca castraveții să crească mai repede. Ca gândacii să nu mănânce frunzele cartofilor. Cum să stropească copacii ca merele să fie mari. Eugenia, Ion, Iuliana și Andrei s-au împrietenit foarte mult. Și deseori se întâlneau în ospeție unii la alții. A trecut jumătate de an. Andrei deja s-a acomodat în sat. Ei aveau multe animale. Ei au început a vinde lapte, ouă. Au început a crește iepuri. Și pentru o plată simbolică, vecinul Ion îi tăia. Andrei și Iuliana vindeau carne. Eugenia a învățat-o pe Iuliana a coase. Fata reușea foarte bine. Eugenia a împărtășit prin tot satul, vestea că Iuliana este o croitoreasă minunată și curând la fata a început a apărea comenzi. La început ea își făcea griji că nu va reuși, dar deja peste câteva săptămâni se simțea sigură. Dar încă peste o lună, Iuliana pe neașteptate și-a pierdut cunoștința. Bine că Andrei era alături. A reușit să o prindă pe soție când ea cădea. Andrei în panica dorea merge în oraș la spital, dar Iuliana cu zâmbet a spus. Scumpule, eu n-am nevoie de spital. Cum nu ai nevoie? Tu ți-ai pierdut cunoștința. Tu ești bolnavă, tu trebuie să mergi la spital. Trebuie să te investighezi. Iuliana a fluturat din cap și a zâmbit. Nu iubite, cu mine totul e în regulă. Pur și simplu sunt însărcinată. Andrei era șocat. Însărcinată? Tu ești însărcinată! Iuliana a dat din cap. Peste câteva secunde, Andrei, uimit, o privea pe soție. Dar apoi a ridicat-o în brațe și a învârtit-o prin cameră. Noi vom avea un copil! Doamne ce fericire! Noi vom avea un copil! Tu de mult știi! De ce nu mi-ai spus? Iuliana a început a râde. Lasă-mă jos. La mine și așa se învârte capul. Numai câteva zile în urmă am început a bănui. Eu am reținere, dar acum sunt sigură că nu e pur și simplu reținere. Eu la sigur sunt însărcinată. Andrei strâns și-a îmbrățișat soția și-a încruntat ochii. El nu regreta că-și-a schimbat viața. El acum era fericit cu adevărat. Vadim Serghivici privea pe geam încruntându-se el urmărea mașinile ce treceau prin apropiere. Puțin mai mult de jumătate de an în urmă, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. Fiul lui a plecat. A lăsat totul, cariera, familia, casa. Totul a lăsat de dragul unei sărace. Și nu s-a întors acasă. Deci Vadim Sergivici credea că se va întâmpla foarte repede. Vadim Sergivici mereu se gândea la fiu. Acum câteva zile, el nu a rezistat. El a angajat o persoană ca el să afle cum trăiește fiul lui. Și acum câteva ore, a primit un răspuns. Vadim Sergivici a aflat că fiul lui s-a căsătorit. Și că Iuliana este însărcinată. Și el curând va deveni bunic. El curând va deveni bunic și nici nu-și poate felicita fiul. Dar cum putea să se întâmple așa ceva? în familia lui. Fiul lui s-a căsătorit cu o săracă din sat. Și-a abandonat cariera de dragul acestei fete, fără să se gândească. Ce poate avea în ea ce nu a văzut Vadim Sergivici? Oare într-adevăr fiul lui a avut dreptate și această fată este educată, modestă și nu avea nevoie de bogăție? Judecând după aceea că trăiesc mai mult de un an împreună, asta era așa. Vadim s-a greșit. Și acum și-a înțeles greșeala. Atunci el și-a ascultat fica. Dar acum înțelege că mai bine nu o făcea. Mai bine fiul singur se clarifica cu viața sa. Ei doar au stricat totul. Ușa cabinetului s-a deschis și a intrat Alina. Tu m-ai chemat tata. Da, fiică, te-am chemat. Eu trebuie să discut serios cu tine. Eu am aflat ceva acum și vreau să-ți povestesc. Vadim Serghivici a povestit fiicei totul de a aflat de la detectiv. Alina nu a spus niciun cuvânt. I-a în tăcere le tata. Cu fiecare cuvânt, ea tot mai mult devenea palidă. Când tatăl a tăcut, el i-a întins miapa. I-a deschis-o și s-a uitat la pozele pe care le-a făcut detectivul. În ochii ei au apărut lacrimi. I-a respirat și a închis ochii. El este fericit e uimitor. Dar el într-adevăr este fericit. Încet a spus ea. Vadim Sergivici a dar din cap. Da, el este fericit. Eu nu știam că așa va fi tata. Eu credeam că eu am dreptate, că procedez corect. Tu doar înțelegi asta, tata. Eu știu, fică. Încet a răspuns Vadim Sergivici. Ei au tăcut, dar apoi el a spus. Noi trebuie să recunoaștem că noi ne-am greșit. Trebuie să recunoaștem și să ne cerem iertare în fața lui. Alina a fluturat din cap. Nu, eu nu voi putea face asta. Eu voi fi nevoită să-mi cer iertare în fața acestei fete, eu nu voi suporta asta. Tu trebuie să o faci. Noi ambii suntem vinovați în ceea că el a plecat. Vinovați că el a părăsit totul. Dacă noi n-am fi concediat-o și nu ne-am fi implicat în viața lui, totul ar fi fost diferit. Cel mai probabil el s-ar fi căsătorit cu ea și ei ar fi rămas în oraș. Dar acum el locuiește acolo, în sat și noi nu comunicăm. Eu foarte mult sufăr din această cauză. Și mie îmi lipsește foarte mult. A șoptit Alina. Atunci tu știi ce noi trebuie să facem. A răspuns Vadim Serghivici. Eu nu știu dacă voi putea. A spus Alina. Va trebui. Și eu voi trebui să o fac. Noi În Încet a rostit Vadim Sergivici continuând să privească pe geam. În ziua următoare, ei au plecat în sat. Alina era foarte nervoasă. Dar tatăl, liniștit, stătea și nu arăta ce se întâmplă în sufletul lui. Când ei au venit, mult timp nu se decideau să coboare din mașină. Fică, noi trebuie să o facem, a spus Vadim Serghivici. Dar dacă ei nu vor dori să vorbească cu noi? Dar dacă ne vor alunga? Noi nu vom ști până nu vom încerca. Dacă nu vor dori să vorbească cu noi, atunci noi vom accepta alegerea lor. Să mergem. Cu asta trebuie să terminăm odată și pentru totdeauna. Ei au ieșit din mașină șoferul lui Vadim Serghivici cu interes îi urmărea stând în mașină. Tatăl și fica s-au apropiat de poartă. Ei nedecisiv s-au oprit neștiind ce să facă în continuare. Și dintr-o dată au văzut-o pe Iuliana. Fata avea deja burtă mare. Ea curând trebuia să nască. Ea mergea prin curte cu un coș în mână. Zâmbea și își spunea ceva sub nas mângându-și burta. Dar apoi a văzut pe ei. Iuliana brusc s-a oprit și speriată i-a privit. Vadim Sergivici și Alina în tăcere o priveau pe soția lui Andrei. Iuliana încet a clătinat din cap. Andrei, vino aici! A strigat ea fără să-și ia privirea de la oaspeți. Și peste un minut din casă a ieșit Andrei. Ce ai? Te simți rău? Așa ai strigat. Totul e bine. Îngrijorat a întrebat el. Și apoi l-a văzut pe tatăl și pe sora. El grăbit s-a apropiat de soție și a luat-o pe Iuliana de mână. Aproape un minut ei stăteau și se priveau reciproc. Dar apoi Andrei a expirat și a lăsat mâna Iulianei. El s-a uitat la soție și a șoptit. Stai aici. Eu merg la ei și voi afla ce doresc. Nu mai nu-ți face griji. Totul este bine. Andrei? totul va fi bine. Eu nu depind de nimeni. Ei nu ne vor face nimic. Mai mult nimeni nu-ți va face niciun rău, iubito. Eu îți promit. Stai aici. Iuliana a dat din cap și Andrei s-a apropiat de poartă. Bun Andrei, noi dorim să discutăm cu tine. Și cu soția ta, dacă ne permiți. Încet a spus Vadim Serghivici? Alina uimită îl privea pe frate. El arăta atât de straniu. Și nimica feței era neobișnuită. Peste un minut, Alina a înțeles că singur ar visa să arate așa, fericită, mulțumită de viață și soartă. Andrei așa și arăta. Dar iată Alina și până acum nu se putea găsi. Andrei a tăcut. Dar apoi a spus. Tu mi-ai dat de înțeles că eu nu-ți mai sunt fiu. Oare nu ești mulțumit de ceea că eu nu te mai ating? Pentru ce ați venit? Doriți să-i faceți Iulianei durere. Ea acum este soția mea. Și eu nu voi permite să vorbiți cu ea. Noi avem viața noastră, dar voia voastră. Cred că nu ar trebui să ne intersectăm. Nu va duce la nimic bun. Iulianei este interzis să se enerveze. Noi în sat nu avem așa ajutor medical ca în oraș. Dacă ea se va enerva, se poate începe naștere prematură. Moașa ne-a anunțat că trebuie să evităm stresurile. Cred că ar fi mai bine să plecați. Eu nu vă voi permite să mă înjosiți le mine și pe soția mea. Fiule, ascultă-ne! Noi am venit să discutăm și să ne cerem iertare în fața voastră. A spus Vadim Serghivici să vă cereți iertare. Nedumerit a întrebat Andrei. El a privit-o pe soră care stătea în tăcere și vinovată îl privea pe frate. I-a dat din cap uitându-se în ochii lui Andrei. Iartă-mă, Andrei. Eu am fost proastă și egoistă. Eu nu știam că se va prim totul așa. Mie îmi părea că eu te protejez, că așa va fi mai bine. Andrei cu reproș a dat din cap cum puteai să te gândești ce va fi mai bine pentru mine, dacă tu cu viața ta nu te poți clarifica. Nici nu știi ce vrei. Dar te-ai gândit că ai dreptul să decizi pentru mine? Alina, e timpul să te maturizezi și să răspunzi pentru faptele tale. Eu sunt gata acum să răspund pentru faptele mele. A spus Alina. Eu cum înțeleg, noi avem oaspeți. Eu să pun două tacâmuri în plus pe masă. Corect. Voi doar veți lua prânzul cu noi. A auzit Andrei vocea soției după spate. Fata a auzit toată discuția și s-a apropiat. Alina a înghițit înainte de a spune. Iartă-mă, Iuliana! Eu vreau să-mi cer iertare pentru tot ce am făcut. Pentru tot ce am vorbit despre tine. Îmi pare rău că totul s-a primit așa. Dar mie nu-mi pare rău. Probabil așa chiar e mai bine. Poate totul ar fi fost altfel dacă eu am fi rămas în oraș și să lucrez în calitate de deridicatoare. Și poate eu n-aș fi fost atât de fericită. Dar acum totul e minunat. A răspuns Iuliana. Ei au tăcut, dar apoi Iuliana a spus. De ce stați? Intrați la noi! Vadim Serghivici l-a eliberat pe șofer și a spus că îl va suna când va trebui să vină după ei. Peste o oră, când Iuliana și Andrei și-a hrănit oaspeții, Vadim Serghivici a început discuția. Noi ne cerem iertare de la voi, Andrei și Iuliana. Noi n-am avut dreptate. Noi sincer regretăm că v-am provocat durere. Andrei, tu îmi lipsești foarte mult. Eu am înțeles că am fost prost. Eu mereu îmi doream ca copii să fie fericiți, dar nu înțelegeam că tu singur poți să-ți construiești fericirea. Și eu sunt bucuros că nu m-ai ascultat. Eu văd că tu ai devenit un bărbat adevărat. Eu mă mândresc cu tine și foarte mult îmi doresc ca noi să devenim o familie adevărată. Iuliana acum la fel este parte din familia noastră. Și voi veți avea un copil. Nepotul meu de ce eu sunt foarte fericit. Eu foarte mult îmi doresc ca din acest moment noi să discutăm ca cei mai apropiați oameni. Vă rog, mutați-vă în oraș. Andrei, tu trebuie iarăși să începi a lucra. Tu ești un specialist foarte bun. E o infracțiune că tu ai abandonat munca. Eu nu mă voi mai implica în viața voastră. Voi aveți familia voastră care curând se va mări. Eu vreau ca noi mai mult niciodată să nu ne certăm. Vreau ca noi să fim alături mereu. Andrei îl privea pe tata cu uimire. El niciodată încă nu l-a văzut atât de sincer. Andrei a privit-o pe Iuliana. Ea stătea îngândurată și își mângâia burta mare. Ce părere ai? S-a adresat el către soție. Iuliana confuză îl privea. E familia ta, eu niciodată nu am avut o familie adevărată. Părinții ne-au abandonat. Ei se pare că nu ne-a iubit niciodată pe mine și pe Antonina, dacă n-au avut nevoie de noi. Cine este Antonina? A întrebat Alina. Iuliana a privit-o. E sora mea. Ea acum este la bunica Anospeție, la vecina noastră care ne-a adoptat și ne-a crescut. Alina s-a înroșit. Apoi Iuliana a continuat. Eu vă privesc și înțeleg că aș fi dat orice ca eu să am așa familie. Și vreau să cred că noi vom putea deveni o familie adevărată, dacă vă doriți de sigur. Eu sper că vă doriți. Eu nu mă supăr pe voi și cred că trebuie să uităm tot răul ce a fost între noi. Aceasta va fi cea mai corectă decizie. Eu vreau să mențin o relație cu voi. Vreau ca copilul nostru să aibă un bunic adevărat. Numai că nu vreau să mă mut în oraș. Noi aici ne simțim foarte bine. Noi putem rămâne aici, dar poate și ne vom muta în oraș de dragul copilului, dar nu acum. Sufletul meu cere să rămânem aici. Dacă doriți, puteți veni la noi în orice moment. Noi mereu vom fi bucuroși de voi. Eu foarte mult mi-ați fi dorit să am o soră mare, Alina mie îmi pare că tu ești o fată bună. Noi toți facem greșeli, dar asta nu înseamnă că noi suntem oameni răi. Cel mai principalul e că recunoaștem. Atunci putem cu conștiința curată să ne privim în ochi. Vadim Sergivici s-a uitat la Iuliana. El vedea cu câtă dragoste fiul își privește soția. Și a înțeles că fiul lui a făcut cea mai corectă alegere. Dar o să veniți la noi în o speție a întrebat Vadim Sergivici. Andrei a luat-o pe Iuliana de mână și a zâmbit. Desigur, tata. Noi vom fi bucuroși să vă vizităm. Peste jumătate de oră ei își petreceau aspeții. Vadim Sergivici de vreo câteva ori și-a îmbrățișat fiul. Dar apoi a îmbrățișat-o pe Iuliana, șoptindu-i. Tu ești minunată și înțeleaptă. Eu sunt foarte fericit că ai devenit soția fiului meu. Eu nu i-aș fi ales cea mai bună variantă. Mulțumesc! Când Vadim Serghivici și Alina s-au urcat în mașină, ei ușurat au expirat. Totul a trecut bine. Așa e? A întrebat Vadim Serghivici luând o pe fică de mână. Totul a trecut ideal tată. Pur și simplu minunat. Alina a zâmbit. Iuliana și Andrei mult timp au stat lângă poartă. Andrei își îmbrățișa soția, dar Iuliana zâmbea. Cum crezi, ce va fi în continuare? A întrebat el. Iuliana a expirat. Nu știu ce va fi în continuare, dar în una sunt sigură. Totul va fi bine. La noi totul va fi minunat. Așa e doar scumpule. Andrei a sărutat-o și a răspuns. Da, o La noi totul va fi bine. Vadim Sergivici și Alina Deseori veneau un ospeție în sat. Alina și Iuliana s-au împrietenit. Sora lui Andrei Deseori rămânea la ei peste noapte. Când Iuliana a născut un fiu, Alina chiar s-a mutat la ei pentru o perioadă ca să o ajute cu copilul. Ea făcea asta sincer și cu plăcere. Plimbându-se prin curte cu căruciorul, Alina a înțeles că încă niciodată nu a fost atât de fericită. Viața anterioară și faptele proaste se păreau atât de îndepărtate, de parcă toate acestea nici nu s-a întâmplat cu ea. Alina a înțeles că mai aproape de familie nu are pe nimeni. Acum ea singură visa să devină pur și simplu fericită. Să găsească un bărbat care o va iubi, așa cum Andrei o iubește pe Iuliana lui. Acum asta era cel mai mare vis al ei. Alina știa că tatăl o va susține chiar și dacă ea va dori să-și schimbe viața așa cum și-a schimbat-o Andrei. Acum totul la ei totul va fi diferit.